Suntem în ziua de Rusalii și noi de două zile vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt în 1 Corinteni. Dar dacă ar fi să înțelegi de undeva tema aceasta, care e extrem de importantă, trebuie să o iei din Fapte 1 și 2. Acolo se așează temelia acestei lucrări, pentru că acolo se inițiază perioada Duhului Sfânt în istorie. Nu că Duhul ar fi lipsit. În versetul 2 din Genesa, Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Sfânta Treime nu poate fi despărțită, dragii mei. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt mereu împreună, la lucru împreună. Scriptura spune nu doar că Duhul se mișca pe deasupra apelor, ci că prin Fiul au fost făcute toate lucrurile și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Cu toate acestea, există o anumită desfășurare a planurilor lui Dumnezeu. Și noi ne adunăm de cele mai multe ori preocupați de noi înșine, de cântecele care le cântăm, de predica care auzim, de aplicațiile cu care mergem acasă. Dar eu cred că ar trebui schimbat ceva în modul nostru de gândire. Cred că ne adunăm, în primul rând, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, pentru că apoi să-L putem face cunoscuți. Și Domnul Iisus nu la întâmplare a spus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber, vă va face slobozi. Și eu cred că ăsta ar fi rostul întâlnirilor noastre. O preocupare de înțelegerea planurilor lui Dumnezeu, de felul în care Dumnezeu ticăie, în felul în care Dumnezeu lucrează, felul în care Dumnezeu continuă să-și desfășoare planurile Lui în viețile noastre și în jurul nostru. Și de ani de zile, cel puțin cei care veniți cu noi în istoria binecuvântării, știți gestul acesta lui John Stott. Biserica se adună să-L cunoască pe Dumnezeu, ca se împrăștie, să-L facă cunoscut în familiile noastre, în locurile noastre de muncă, acolo unde ne-a așezat Dumnezeu. Dar cine este Dumnezeul nostru? Dragii mei, Dumnezeul nostru este triunul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, trei persoane distincte, un singur Dumnezeu. Este o taină pe care, indiferent cum ai vrea să o ilustrezi, întotdeauna rămâi cu valențe neacoperite. Nu la întâmplare, Dumnezeul nostru este infinit. Care dintre noi am putea să le puizăm, să-L cunoaștem? Dar fiind Rusalile sau ziua cinzecimii, noi vom sta lângă Dumnezeu, Duhul Sfânt. Nu lângă Dumnezeu Tatăl, deși El este prezent, nu lângă Dumnezeu Fiul, deși El a lucrat mântuirea noastră, ci lângă Duhul Sfânt, care aplică lucrarea Domnului Iisus Hristos la viața noastră. Zilele care au trecut ne-am frământat cu lucrarea Duhului Sfânt și în Sfânta Treime și în toată această teologie sistematică, rolul Duhului este dublu. În primul rând, a insuflat Scripturile și de aceea, chiar dacă El nu vorbește despre Sine, pe fiecare pagină a Scripturii trebuie să fie prezent Duhul Sfânt. El a insuflat Scripturile, dar El ne deschide și mintea ca să le înțelegem și folosind sabia Duhului, în mijlocul comunității Duhului, Duhul lucrează sfințirea, sapă chipul Domnului Iisus Hristos în noi. Este agentul sfințitor al lui Dumnezeu la lucru în viețile noastre. Deci, pe de o parte, a insuflat Scripturile și ne deschide mintea să le pricepem, pe de altă parte, aplică acest adevăr la viețile noastre și ne transformă prin el într-o chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. Dar priviți, vă rog, planul lui Dumnezeu în desfășurare. Atunci când citești Biblia, mai ales în Vechiul Testament, te întâlnești cu perioada Tatălui. Nu că Fiul și Duhul ar lipsi, dar Tatăl este în prim plan. Dar a venit momentul întrupării și Domnul Iisus Hristos a intrat în lucrarea sa aici pe pământ, între noi, devenind unul ca noi. După ce a fost răstignit a treia zi, a înviat din morți și timp de 40 de zile, într-un trup de slavă, li s-a arătat deseori ucenicilor lui și după 40 de zile s-a înălțat la cer în văzul lor. Dar un înger a zis, așa cum a plecat, se va întoarce. Și ucenicii se întorc să împlinească porunca Domnului Iisus, rămâneți în Ierusalim până veți primi făgăduința Tatălui despre care v-am vorbit eu. Și 10 zile mai târziu se coboară Duhul Sfânt peste cei din camera de sus și începe lucrarea publică a bisericii, lucrarea publică a Duhului Sfânt. Dar
dacă stăm la răscrucea dintre plecarea și venirea Duhului, observați, spune Domnul Iisus, trebuie să mă duc. Dacă nu mă duc eu, Duhul nu va veni la voi. Cu alte cuvinte, plecarea Lui era o condiție a venirii Duhului Sfânt. Și este un schimb de ștafetă și de aceea vorbim despre perioade distincte în desfășurarea planului lui Dumnezeu. Perioada Tatălui, perioada Fiului care se încheie cu înălțarea Lui la cer și urmează perioada Duhului Sfânt care continuă până în zilele noastre. Atunci când mă gândesc la primele două capitole din Fapte unde se așează într-un fel temelia lucrării Duhului Sfânt, în capitolul 1 avem pregătirea pentru botezul cu Duhul Sfânt, în capitolul 2 avem împuternicirea cu botezul cu Duhul Sfânt. Venind încoace, noi am fost în Corinteni, sau voi ați terminat 2 Corinteni, sunteți pe ultimele capitole, și am vorbit despre Duhul Sfânt în lumina scrierilor lui Pavel. Dar fiind rusalile, am zis că mă întorc înapoi în Fapte, că aici s-au întâmplat lucrurile. Și în dimineața asta voi sta în capitolul 1, după masă la Maranata în capitolul 2. Cei care vreți să auziți și despre împuternicirea prin botezul cu Duhul Sfânt, vă așteptăm cu bucurie. Dar să mă opresc în capitolul 1. Atunci când iau primele versete, primele 3 versete, textul îmi spune că Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt, a dat porunci ucenicilor Lui și a discutat cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția Lui Dumnezeu. Și m-am întrebat, este pentru prima dată menționat Duhul Sfânt în Fapte, cum adică prin Duhul Sfânt? Cine a avut nevoie de Duhul Sfânt? Domnul Iisus se poate da porunci? Sau ucenicii se le poate împlini? Nu, dragii mei, Domnul Iisus este încă capitanul. Duhul Sfânt se pregătea să preia rolul Lui, dar era secundul Lui, pentru că Dumnezeu a turnat Duhul Sfânt când a ieșit din apa botezului și El nu-i dă Duhul cu măsura. Și atunci versetul acesta vorbește despre faptul că deja în seara învierii ucenicii primiseră Duhul Sfânt și având Duhul Sfânt au putut procesa, au putut înțelege poruncile pe care Domnul Iisus le-a dat timp de 40 de zile privitoare la împărăția Lui. Țineți minte ce s-a întâmplat în seara învierii? Ucenicii erau adunați la oaltă cu ușile închise de frica iudeilor și la un moment dat, prin ușile încuiate, a intrat Domnul Iisus Hristos. Pace vouă! Ei au rămas înmărmuriți. Să vezi trecând prin zid cineva și să-ți vorbească, cum să nu te sperii? Și Domnul Iisus trebuie să repete, pace vouă! Și tot nu s-au dezmeticit. Copilașilor, aveți ceva de mâncare? Poate cel mai stupid meniu pe care l-ai putea imagina la un restaurant. Un pește rece și un fagure de miere și ți-l oferă. Și Domnul Iisus a zâmbit și a luat și a mâncat înaintea lor. După care, deci cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. Și după ce a zis aceste vorbe, a suflat Duh Sfânt. Luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate, celor ce veți ține vor fi ținute. Cu alte cuvinte, ucenicii sunt trimiși în aceeași lucrare, cu aceeași putere. În aceeași lucrare, cu aceeași putere și aceeași trimitere pe care a primit-o și Fiul. Pentru că ei și prin ei, noi toți, trupul lui Hristos, duce mai departe lucrarea Domnului Iisus Hristos. Aceasta este varianta ioanină. Dacă mă duc la varianta lucană, cei doi în drum spre Emaus, când la frângerea pâinii recunosc și el dispare, aleargă înapoi și intră și încuie ușile după ei. Și exact același eveniment este prezentat de Luca în alți termeni. Domnul Iisus intră în mijlocul lor și spune, le-a deschis mintea să priceapă Scripturile. Capitolul 24, versetul 45, le-a deschis mintea. Cu alte cuvinte, fără prezența și lucrarea Duhului Sfânt, slovele Scripturii sunt încuiate pentru noi. Avem nevoie de această lucrare tainică a Duhului să ne deschidă mintea, să pricepem Scripturile. Dar gândiți-vă cât de importantă este hrănirea noastră cu Cuvântul lui Dumnezeu, ca însuși Dumnezeu, Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt, să lucreze la deschiderea minții noastre pentru a le pricepe. Și gândiți-vă cât de mare ofensă la adresa lui Dumnezeu să n-am timp pentru cuvântul lui Dumnezeu. Să fiu
atât de preocupat cu deșertăciunea acestei lumi, încât să uit că în mine este un om nou care moare de foame. Și de aceea Domnul Iisus spune, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu trăiește omul. Ori dacă realmente sunt născut din Dumnezeu, dovada nașterii din nou este foamea după cuvânt și foamea după părtășie cu frații. Pentru că sabia Duhului și comunitatea Duhului sunt instrumentele Harului, mijloacele prin care Duhul lui Dumnezeu pregătește o mireasă sfântă și fără prihană Fiului lui Dumnezeu. Toată istoria leargă spre nunta mielului, dragii mei, tot cerul așteaptă nunta mielului. Și nu uitați, cineva se ruga, sunt zilele de pe urmă, bate ceasul, ne uităm la ce este în jurul nostru și întrebarea este câți dintre noi realmente ne gândim să fim pregătiți în așteptarea Lui. Cu alte cuvinte, primirea Duhului și nașterea bisericii se întâmplă nu la Rusalii, se întâmplă cu 50 de zile mai devreme, se întâmplă în seara învierii, indiferent ce ne învață teologii, în seara învierii. Și știți de ce? Între primirea Duhului și revărsarea Duhului sunt 50 de zile calendaristice. Și nu putem vorbi, și eu, dragii mei, am zis, sunt rusalile ioanine, rusalile lucane. Nu. Martin Lloyd-Jones subliniază lucrul acesta. Când două evenimente sunt separate de 50 de zile calendaristice, nu poate fi vorba despre unul și același eveniment. Nu-i așa? E logic, e simplu. Și copiii înțeleg lucrul acesta. Și atunci trebuie să văd care e diferența dintre cele două evenimente. Seara învierii, luați Duh Sfânt și așteptați până făgăduința Tatălui să vă împlini peste voi și veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Dar asta ridică o întrebare. Ce celebrăm noi astăzi, practic? Ce-s rusalile? Ce-i ziua cinzecimii? De ce 50 de zile după înviere ne adunăm să ne aducem aminte să cântăm cântările pe care le-am cântat împreună? Care să fie semnificația acestei sărbători? Mă întorc înapoi în capitolul 1, versetele 3 la 5 și vreau să vă spun că ceea ce ne incită pe toți este botezul cu Duhul Sfânt și implicațiile Lui. Dar cum să înțeleg corect lucrul acesta? Pentru că lumea este plină, dragii mei, de tot felul de scrieri și explicații și experiențe și vin oameni și ne vorbesc cu atâta emfază despre ce au trăit, încât suntem pur și simplu... Eu de ce nu am experiența aceasta? Dar hai să lăsăm deoparte tot ce ați citit, tot ce ați auzit, foarte complicat lucrul acesta, și să venim la Scriptură, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi, vă va face slobozi. Și am luat botezul cu Duhul Sfânt, capitolul 1, ne pregătim pentru botezul cu Duhul Sfânt, capitolul 2, împuternicirea ucenicilor prin botezul cu Duhul Sfânt. Dar observați, botezul cu Duhul Sfânt este luminat într-un fel de două reflectoare. Făgăduința Tatălui pe de o parte, botezul lui Ioan pe de altă parte. Ioan a botezat cu apă, voi nu după multe zile veți fi botezat. De ce compară Domnul Iisus cele două lucruri? Așteptați acolo făgăduința Tatălui despre care v-am vorbit eu. Astea sunt cuvintele din textul nostru. Dacă vrei să înțelegi corect botezul cu Duhul Sfânt, trebuie să lași cele două reflectoare să arunce lumina asupra acestui concept care este incitant în zilele noastre și avem păreri diferite legate de el. Eu am să fug repede prin lucruri, ne avem multe săptămâni să discutăm lucrurile acestea, dar aș începe cu reflectorul făgăduinței Tatălui. Ucenicii în versetul 6 pun o întrebare. Doamne, în vremea asta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? A noi treaba voastră să știți vremurile soroacele. Ați Tatăl a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și îmi veți fi martori din Ierusalim până la marginile pământului. Întrebarea este, oare ucenicii pricepeau ce zic? De aceea sunt importante primele trei versete pe care le-am menționat. Hristos, prin Duhul, a dat porunci ucenicilor săi și a discutat cu ei despre, cu alte cuvinte, dacă ucenicii aveau Duhul, care este dovada faptului că ei realmente, biserica s-a născut în seara învierii.
sunt două dovezi foarte clare. În primul rând, înțelegerea corectă a Scripturilor, pentru că Duhul ne descuie mintea să pricepem Scripturile. Și a doua dovadă este împuternicirea lor timp de 50 de zile la o misiune care n-a început la Rusalii, dragii mei, ci a început mult mai devreme, imediat a doua zi, așa cum începea secerișul în Israel, dar mai multe după masă. Uitați-vă, vă rog, la textele din Vechiul Testament. Probabil sunt mult mai multe, dar indiferent câte ați luat din Vechiul Testament, în toate, Duhul Sfânt este promis casei lui Iacov, nu nouă, lor, lui Israel, nu nouă. Cu alte cuvinte, întrebarea ucenicilor este absolut legitimă. În vremea asta e de gând să așez din nou împărăția lui Israel? Păi cine este Israel? Genesa capitolul 12, Avrame, ești din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău, vino în țara pe care ți-o voi arăta. Te voi face un neam mare, te voi binecuvânta, vei fi o binecuvântare, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Veniți în capitolul 22, junghierul se oprește deasupra pieptului lui Isaac. Și îngerul Domnului vorbește, pentru că ai făcut lucrul acesta, pentru că n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânță, nu zice semințele, ca și cum ar fi multe, comentează Pavel, ci în sămânța ta, una singură, adică Hristos. Iar Domnul Iisus Hristos, zâmbind, nu-i mustră pe ucenici, când spune, nu-i treaba voastră să știți vremurile soroacele, ci pur și simplu le deschide perspectiva de la împărăția lui Israel la împărăția lui Dumnezeu. Este prea puțin lucru să aduci înapoi rămășița lui Israel. De aceea te pun să fii lumina neamurilor, să duci mântuirea până la marginile pământului. Dragii mei, din Genesa până în Apocalipsa, Dumnezeu a iubit lumea, nu doar pe evrei, încât a dat pe Fiul Său ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Prima dovadă a prezenței și lucrării Duhului Sfânt în viața ucenicilor este că le-a descuiat mintea și au înțeles exact ce spun Scripturile. Și întrebarea din versetul 6 este legitimă, este în lumina Scripturii, dar Domnul Iisus Hristos spune, toate la vremea lor, mai întâi împărăția lui Dumnezeu și apoi împărăția lui Israel. Deci botezul cu Duhul Sfânt trebuie înțeles în primul rând în lumina făgăduinței Tatălui. Dar ce să aibă botezul lui Ioan cu botezul cu Duhul Sfânt? Imaginea vă spune suficient. După ce au fost botezați tot, Domnul Iisus a intrat și în apa Iordanului și Ioan îi spune, eu? Am nevoie să fiu botezat de tine, nu tu de mine? Lasă, Ioane, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Când este botezat Domnul Iisus Hristos, se ridică din apă, cerul se deschide, Tatăl vorbește, Duhul se coboară peste el și plin de Duhul Sfânt, Duhul îl duce în pustie să fie ispitit de diavolul. Luca ne spune prin genealogia urcătoare, după ce a fost botezat Iisus, a urcat pe scara genealogică până la Adam, Fiul lui Dumnezeu, doar că grădina era transformată într-un pustiu și a flămânzit 40 de zile. Și după 40 de zile vine ispititorul și el câștigă biruința pe care noi am pierdut-o. Dar ce simbolizează, ce semnifică botezul lui Ioan, respectiv botezul Domnului Iisus Hristos, ca să compari botezul cu Duhul Sfânt cu botezul lui Ioan? Dragii mei, lucrarea publică a Domnului Iisus Hristos a fost inițiată prin botezul în apă al lui Ioan. Deci botezul în apă inaugurează lucrarea publică a Domnului Iisus Hristos. Și atunci ce să semnifice rusalile? O, rusalile, comparat cu botezul lui Ioan, inaugurează lucrarea publică a bisericii, a trupului lui Hristos. Înțelegeți? Capul, Iisus, și-a inaugurat lucrarea prin botezul în Iordan de către Ioan. Trupul lui Hristos, biserica, inaugurează lucrarea publică prin revărsarea Duhului Sfânt în ziua cincizecimii. Dacă deschideți
Faptele Apostolilor, așa începe, mulțumesc lui Cristi, cititorul meu, și l-aș purta cu mine pe oriunde merg, ochii mei nu mai văd, dar întotdeauna găsesc pe câte cineva. Teofile? În cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer. Tot ce a început Iisus să facă, să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer. Dacă aș parafraza acum același text referitor la lucrarea Domnului Iisus Hristos, ar suna cam așa. Teofile, în această a doua carte voi vorbi despre tot ce a continuat Iisus să facă și să învețe pe oameni prin ucenicii săi împuterniciți de Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, cei biserica este trupul lui Hristos. Nu vă voi lăsa orfani, am auzit pe cineva amintind textul acesta. Mă voi întoarce la voi. Dacă mă iubiți noi, Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt, și atunci cel care își continuă lucrarea este Domnul Iisus Hristos, dar are nevoie de tine, de mine, de mâini și de picioarele mele, dragii mei, de mintea mea, de tot ce am și tot ce sunt. Și în felul acesta, Pavel are dreptate, nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește prin mine și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit, s-a dat pe sine însuși pentru mine. Dar sărbătorim revărsarea Duhului Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt. Și aș vrea să vă atrag atenția asupra două ipostaze distincte, care nu trebuie confundate, dragii mei, pentru că noi vorbim despre o desfășurare istorică a planului lui Dumnezeu. Și atunci, în primul rând, în ziua cincizecimii a avut loc inaugurarea perioadei Duhului Sfânt. Inaugurarea, așa cum Betlehemul inaugurează, sau dacă vreți, Imaculata Concepție, inaugurează perioada Fiului, așa a trebuit inaugurată perioada Duhului Sfânt. Dar apoi Duhul Sfânt a venit să rămână și să-și continue lucrarea în noi. Dar cele două ipostaze sunt distincte. Inaugurarea lucrării Duhului Sfânt nu poate fi repetată în istorie. Este un act istoric, un eveniment istoric unic, irepetabil. Și noi celebrăm acel eveniment unic și irepetabil. Dar Duhul a venit să rămână și să-și continue lucrarea într-un fel, în viețile noastre, să aplice lucrarea Domnului Iisus Hristos la fiecare dintre noi. Deci inaugurarea lucrării Duhului Sfânt, ziua cincizecimii, este un act istoric unic, irepetabil. Dar lucrarea Duhului Sfânt va continua de-a lungul istoriei până la revenirea Domnului Iisus Hristos. Asta au spus cei doi îngeri. Cum a plecat, așa va și veni. Dar cine este cel care a plecat? Păi s-a împărțit averia robilor lui și când va veni, va trece la socoteală. De fiecare dintre noi, ai primit 5 talanți, 2 talanți, vei da socoteală. Dacă l-ai îngropat în pământ, vei sta înaintea judecătorului și vei auzi aruncați-l afară, unde-i plânsul și scrâșnirea dinților. Asta este istoria în care noi trăim. Și în această lucrare avem nevoie de prezența și puterea Duhului Sfânt, pe care nu-i suficient să o cântăm, ci ar trebui să o și trăim, să o și experimentăm, dragii mei. J.E. Packer, care scrie o carte, Keeping in Step with the Spirit, sau Umblând în armonie, în pas cu Duhul Sfânt, vine și face o afirmație. Duhul este absolut esențial. Cine n-are Duhul lui Hristos nu este al lui și biserica care nu este călăuzită de Duhul Sfânt este un club. Da? Se poate aduna, poate cânta, poate avea trupe de închinare, putem face perșuri, putem face tabere. Pe diavolul nu îl deranjează lucrul acesta. Dacă Duhul este între noi, atunci El este șeful. Nu noi spunem ce să facă. Cineva spunea, nu putem manipula pe Duhul Sfânt. Noi la dispoziția noastră, noi suntem la dispoziția Lui. Care-i rolul Duhului Sfânt, fiind avocatul lui Hristos în inima mea și în biserica Lui? În primul rând, să aplice lucrarea lui Hristos la viața noastră. Și de aceea, dragii mei, fără prezența și lucrarea Duhului Sfânt, nu există nici creștin, nici biserică. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui, spune Scriptura. Și de aceea Duhul a venit să rămână între noi. Dar dacă aș face un pas mai departe în capitolul 1, practic în dimineața aceasta, nu la întâmplare am cântat ultima cântare. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Dar cum se zidește această inimă? Cum pregătește Duhul Sfânt sau
Dumnezeu inima ucenicilor săi pentru momentul acesta inaugural al perioadei Duhului Sfânt. Textul spune că după ce l-au văzut înălțându-se și nor l-a ascuns de ochii lor, au stat cu gura căscată până când îngerii au trimis acasă. S-au întors în camera de sus și timp de 10 zile au stăruit în cereri și rugăciuni, așteptând împlinirea promisiunii. Așteptând împlinirea promisiunii. În Fapte, capitolul 1, versetele 6 la 14, veniți să citim textul. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martori în Ierusalim, toată Iudeea, Samaria, până la marginile pământului. Marea trimitere, da? Varianta lucană. Versetul 9. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns de fața lor. S-a înălțat la cer și vă spuneam, asta mi-aduce aminte de pilda talanților. Stăpânul a plecat într-o țară îndepărtată. A împărțit averia lui și le-a spus, voi veni înapoi, aveți grijă ce faceți cu ce v-am dat să administrați. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și voi uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor. S-au întors în Ierusalim? Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotu. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Toți aceștia stăruiau în rugăciune și cereri, da, cu un cuget, împreună cu Maria și frații lui. Acum, cu siguranță, nu vă spun lucruri noi și eu am trecut pe aici, fiind trei sferturi penticostal. Stăruința după botezul cu Duhul Sfânt a devenit un lucru interesant după 1906. În 1906, Azusa Street, undeva în California, oamenii erau adunați și își plângeau păcatele și Duhul s-a revărsat peste ei, dragii mei. Și cineva spunea, foarte puțin timp după aceea, au început să se adune, să stăruiască, nu pentru iertarea păcatelor, ci pentru botezul cu Duhul Sfânt. Și de aceea rămâne o întrebare. Pot găsi în Biblie o bază biblică pentru stăruința, pentru botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea în limbi? Pentru că asta este elementul care ne frământă pe noi. Există o bază biblică pentru asta? Păi sunt cel puțin două texte. Unul am citit, versetul 14, timp de 10 zile au stăruit în rugăciuni și cereri cu un cuget, da? Și dintr-o dată Duhul se revarsă peste ei. Și al doilea text este cel din Luca, capitolul 1, versetul 13. Dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cum nu va da Dumnezeu Duhul Sfânt celor ce îl cer? Deci dacă nu-l ceri, nu-l ai. Și atunci noi stăm și strigăm și îl cerem pe Duhul Sfânt și ne agățăm de texte de felul acesta. Dați-mi voie să le iau pe rând. Să încep cu textul din Fapte, capitolul 1, versetul 14. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciuni și cereri. Dar mă întreb, dacă ar fi să înțeleg, că nu-mi spune exact nici pentru ce stăruiau, nici cum stăruiau, dacă ar fi să pun o întrebare, în ultimă instanță, i-ar fi trebuit să stăruiască în lumina poruncilor pe care le-au primit de la Domnul Iisus Hristos. Ce le-a poruncit Domnul Iisus Hristos? Versetul 4. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim. Primul lucru. Prima poruncă, stați în Ierusalim. Asta era o poruncă clară. Nu puteau pleca, dragii mei, în Galileea, nici în altă parte. Porunca era clară. Doi. Și să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Observați, pot spune câteva întrebări. Domnul Iisus le-a poruncit unde să aștepte.
Dumnezeu le-a poruncit ce să aștepte. Dumnezeu nu le-a poruncit, sau Hristos nu le-a poruncit nici cum să aștepte, nici cât să aștepte, da? Cu alte cuvinte, în desfășurarea planului lui Dumnezeu, ultimele două întrebări au hotărâte de Dumnezeu. Când se va pogorî Duhul Sfânt era treaba lui Dumnezeu, da? Și nu le-a spus nici ce să facă în timp ce așteaptă. Ei stăruiau în rugăciuni și cereri. Și dacă citesc textul... Puteau rugăciunile și cererile lor să influențeze revărsarea Duhului? Nu. Pentru că revărsarea Duhului era un act istoric, unic și repetabil, hotărât de Dumnezeu în planurile Lui. Ei nu puteau nici grăbi, nici întârzia. Nu puteau face lucrul acesta. Și atunci se ridică o întrebare. Oare pentru ce stăruiau cu un cuget în rugăciuni și cereri? Dragii mei, revărsarea Duhului Sfânt era condiționată de lucrarea Domnului Iisus Hristos și împlinită de Domnul Iisus Hristos. El este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și doar în momentul în care condițiile sunt împlinite și în care Hristos face lucrarea asta, se întâmplă lucrurile. Revărsarea Duhului Sfânt este condiționată și împlinită de lucrarea Domnului Iisus Hristos. Împlinită de lucrarea... Totul atârnă de El. El este botezătorul. El botează cu Duhul Sfânt. Doar după ce a pregătit toate condițiile ca lucrul acesta să fie posibil, să se poată inaugura perioada Duhului Sfânt. Atunci când citiți Evanghelia după Ioan, veți găsi pe stand trei cărți, Duhul Sfânt în Ioan, în Fapte și în 1 Corinteni. În Ioan, întrebarea majoră, la care trebuie să răspunzi citind cartea cu focalizare pe lucrarea Duhului Sfânt este în ce condiții sau ce a făcut Hristos ca noi să avem Duhul Sfânt. În momentul în care Ioan îl vede pe Domnul Iisus venind spre apa botezului, strigă: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. După care zice: El este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. Dar cine este El? El este Fiul lui Dumnezeu. Observați, numai Fiul lui Dumnezeu putea rezolva păcatele și putea boteza cu Duhul Sfânt. Și de aceea totul atârnă de întrupatul Fiul lui Dumnezeu. El, Fiul lui Dumnezeu, mai întâi acolo pe cruce a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, dragii mei. A rezolvat înaintea Tatălui păcatele întregii omeniri, a deșertat păcatele în domeniile lui Azazel, după prefigurările din ziua ispășirii de-a lungul istoriei. Și abia după aceea, Duhul Sfânt se putea revărsa. În capitolul 7 spune: Duhul nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese proslăvit, adică înălțat pe cruce în locul tău, în locul meu. Abia când înaintea lui Dumnezeu păcatele sunt rezolvate, se pregătește istoria pentru coborârea Duhului, pentru coborârea Duhului Sfânt. Ce să aștepte? Făgăduința Tatălui. Să aștepte în Ierusalim. Ce să aștepte? Făgăduința Tatălui. Priviți o clipă din nou textele și vă las pe dumneavoastră să le citiți. Eu am să fac referire la câteva dintre ele, dar pe măsură ce citești textele din Vechiul Testament despre făgăduința Tatălui, se desprinde un tipar. Un tipar după care Dumnezeu lucrează în istorie. Și tiparul aș putea să-l așez în cele trei puncte din fața voastră. În primul rând, fără de legea este clară, dovedită înaintea lui Dumnezeu, nimeni nu se poate ascunde. Și în ciuda acestui fapt, Dumnezeu în planurile Lui a hotărât rezolvarea aceasta sau iertarea păcatelor, în ciuda fără de legilor. Nu uitați, vorbesc despre o desfășurare în istorie, nu-i vorba de experiența mea personală, ci despre cum arată planul lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, Duhul Sfânt poate coborâ pentru că păcatele au fost rezolvate. În planul lui Dumnezeu a existat momentul în care cineva, ca miela lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii, să poarte aceste păcate în trupul Său pe lemn, să le ducă în domeniile lui Azazel. În pofida fără de legilor, soluția iertării este oferta lui Dumnezeu. Dar acum eu aș putea să iau afirmația aceasta, să o aplic la mine. Eram la Lești și vorbeam, cred că din Corinte sau din Evrei, și la un moment dat un domn cu părul alb se ridică în picioare, zice: eu și dacă mă tăvălesc în mocirlă, tot a Domnului sunt. M-am uitat la perii lui alb și mi-a fost jenă și am spus doar atâta: s-o crezi mă ta. Da?
s-o crezma ta. Dacă aplic afirmația asta, în ciuda fără de legilor, Dumnezeu este bun și iartă păcatele. Nu, dragii mei, povestea asta nu se aplică nici la tine, nici la mine. Dacă zicem că avem părtășie cu Dumnezeu și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dacă umblăm în lumină, adică dacă ne punem păcatul pe frunte, mărturisindu-l, atunci sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singur. Adevărul nu este noi. Copilașilor, v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Da, dacă cineva a păcătuit, fugiți repede la cruce. Avem și mijlocitor, avem și jertfă de ispășire. Este singurul mod de a fi iertat. Dar aici vorbim despre o desfășurare în istorie a planului lui Dumnezeu. În ciuda păcatelor acestei omeniri, în planul lui a existat un moment în care să ofere iertare pentru păcate, o soluție pentru păcatele, pentru păcatele omenirii. Mulțumesc, Cristi, ochii mei, după câteva zile nu mai văd prea bine. Oferta iertării și revărsarea Duhului sunt evenimente istorice independente de meritele sau acțiunile omului. În istorie, împlinirea acestui plan al lui Dumnezeu nu ține cont de noi, în niciun fel. Dragii mei, dați-mi voie să vă aduc aminte de câteva texte. În primul rând, Daniel, capitolul 9, versetele 24, și-ați putea citi mai departe. Dar Daniel vede că cei 70 de ani ai Babilonului au trecut și nimeni nu mișcă urechile, nimeni nu se pocăiește și pe evrei nu-i mai interesează pentru că au prins rădăcini în Babilon și începe să se roage, dragii mei. Și în timp ce se roagă de dimineața până seara, la ceasul jertfei de seară, se arată îngerul Gavril cu un răspuns și ascultați răspunsul lui. Nu uitați, suntem mult înainte de Hristos și vorbește despre momentul în care se va pune în aplicare oferta iertării lui Dumnezeu. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte, până la încetarea fără de legilor, ispășirea păcatelor, ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, pecetluirea vedeniei și prorocie și ungerea Sfântului Sfinților. Nu 69, nu 71, atât a hotărât Dumnezeu. Și hotărârea lui, dragii mei, nu atârnă de nimic din ce facem noi. Hotărârea lui se împlinește. Eu pot să-mi bag joc de hotărârea lui și oferta lui, asta îmi dă libertate Dumnezeu să o fac, dar el își împlinește planurile. El își împlinește planurile. Oferta lui Dumnezeu pentru iertarea noastră, dragii mei, este un act istoric pe care el îl hotărăște și îl împlinește la vremea potrivită. Dați-mi voie să iau un alt text, Isaia, capitolul 59, versetele 16 la 21. El vede că nu este niciun om și se miră, că nimeni nu mijlocește. Observați? Dumnezeu se uită și zice, nimeni nu mijlocește, nu este niciun om. Cu alte cuvinte, ce merită să aibă cineva într-o astfel de situație, când nimănui nu-i pasă, nimeni nu mijlocește. Atunci brațul lui îi vine în ajutor și neprihănirea lui îl sprijinește. Se îmbracă cu neprihănire ca și cu o platoșă, își pune pe cap coiful mântuirii, ia răzbunarea ca o haină și se acopere cu gelozia ca și cu o manta. Da, va veni un răscumpărător pentru Sion. Dar de ce? Când nimeni nu așteaptă, nimănui nu-i pasă. Pentru că planul lui Dumnezeu a ajuns la momentul în care lucrurile acestea au fost hotărâte și se vor împlini. Și textul continuă. Pentru cei ai lui Iacov care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. Planul se împlinește, dar tu poți să refuzi. Păi, nu mă interesează. Când accepți condițiile lui, hotărârea lui devine parte din viața ta. Și în felul acesta, hotărârea lui te curăță pe tine și te pregătește pentru a primi pe Duhul lui Dumnezeu. Versetul 21. Și iată legământul meu cu ei, zice Domnul, Duhul meu care se odihnește peste tine și cuvintele mele pe care le-am pus în gura ta nu se vor mai depărta din gura ta. Nici din gura copiilor tăi. Nici din gura copiilor copiilor tăi. De acum și până în veac. Cu alte cuvinte, Duhul a venit ca să rămână. Făgăduința asta este pentru voi și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, spune Petru în ziua de Rusalii. Dar ca să înțeleg din nou faptul că
toate astea țin de desfășurarea planului Dumnezeu. Dați-mi voie să iau un alt profet, Isaia capitolul 43, începând cu versetul 25 până în 44:5. Versetul 25. Eu șterg fără de legile. Ce scrie mai departe? Pentru mine. Pentru tine? Pentru că meriți? Nu, pentru mine. Cu alte cuvinte, eu lucrez de dragul meu pentru împlinirea planurilor mele, spune Dumnezeu. Eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Toate acestea în ciuda lipsei oricărui merit al lui Israel. Și versetul 26 continuă. Adu-mi aminte să ne judecăm împreună. Vorbește tu însuți ca să-ți scoți dreptatea. Cel din tâi tată al tău a păcătuit și învățătorii tăi s-au răzvrătit împotriva mea. Cu alte cuvinte, ce merit ați avea să fac pentru voi și de dragul vostru ceva? Niciun merit. Eu șterg fără de legile pentru mine. Și în momentul în care rezolvarea fără de legilor pe crucea de pe Calvar sunt rezolvate, dragii mei, vine imediat versetul următor din capitolul 44. Ascultă acum, Iacove, robul meu, Israele pe care te-am ales. Așa vorbește Domnul care te-a făcut și întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău. Nu te teme de nimic, robul meu Iacov, Israelul meu pe care l-am ales. Căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta când fără de legile sunt ispășite. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii trebuia să-și termine lucrarea ca să poată boteza cu Duhul Sfânt. Dragii mei, toate astea s-au întâmplat din pricina planului pe care Dumnezeu l-a alcătuit în sine însuși. Botezul cu Duhul Sfânt era condiționat de lucrarea lui Hristos. Și făcută de Hristos. Botezul cu Duhul Sfânt condiționat de lucrarea lui Hristos și împlinită de Domnul nostru Iisus Hristos. Ascultați și ce spune Pavel în Galateni, capitolul 4, versetele 4-6. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, ca noi să căpătăm în fierea. Și versetul 6. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. De ce ne-a trimis Duhul Fiului Său? Pentru că strigăm, pentru că cerem, pentru că stăruim, nu, dragii mei, pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis. Condiția primirii Duhului Sfânt este în fierea, în familia lui Dumnezeu, este pecetea pe care un fiu o primește din partea Tatălui. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor, împreună cu Hristos, împreună cu cei care au fost chemați de Dumnezeu. Pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său. Puteau rugăciunile și cererile lor să influențeze revărsarea Duhului? Nu. Pentru că aici nu-i vorba, dragii mei, de ce mi se întâmplă, ci de ce lucrează Dumnezeu în istorie. Pentru ce putea stărui în rugăciuni și cereri? Pentru ce? Revărsarea Duhului era condiționată de lucrarea lui Hristos și înfăptuită de El. De lucrarea lui Hristos, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, ca apoi El să boteze cu Duhul Sfânt. Dar Domnul Iisus le dă încă ceva. Zice, Ioan a botezat cu apă, voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt și lângă făgăduința Tatălui. Zice, aduceți-vă aminte de ce v-am spus în camera de sus. Și mă întorc la discuția din camera de sus să vedem cam pentru ce puteau stărui ei timp de 10 zile. Ioan capitolul 14, versetele 15 și 16. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și El va trimite un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, da? Care era condiția? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Așa vă cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei. Dar stați puțin. Ce poruncă sau ce le-a spus? Ce trebuia păzit din patricea ucenicilor? Pentru ce trebuia să-și pregătească inima? Ca să rămâi în cetate, nu e o poveste complicată, să aștepți acolo, făgăduința Tatălui, treaba Tatălui să o trimite când vrea El. Dar ei primiseră un mandat.
Nu-i treaba voastră să știți vremurile, soroacele, pe-a setat, le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt și veți fi martori din Ierusalim până la marginile pământului. Până la marginile pământului. Imaginați-vă niște simpli pescari. Da, au stat 3 ani și jumătate cu Hristos și au pregătit pentru predica timp de 40 de zile și 10 zile a scăldat-o în rugăciune, nici nu mă mir că s-au întors 3.000 de oameni la o simplă predică, dragii mei. Nu mă mir. Cu toate acestea, eu care nici n-am părăsit Palestina vreodată să fiu martor până la marginile pământului? Wow, ce povară! Oare gata inima mea să se desprindă din mreaja prejudecăților mele iudaice în care toți sunt niște câini, noi suntem poporul areș, ales, vrea cineva pe Dumnezeu să vină la noi? Eram la Focșan și vorbeam din evrei și a fost invitat un evreu din cetate respectivă și în pauză, la o cafea, am vorbit cu el și am zis ce mare lucru că putem sta în jurul scripturilor, să învățăm împreună din ele și el cu mare îngânfare, eu nu. N-am nimic de învățat. M-am făcut așa de mic, n-am știut să mă ascund. Ori asta era atitudinea, dragii mei. Imaginați-vă Petru, când trimișii lui Corneliu au venit după el, Petru a zis, ups, ce o să zică cei de la Ierusalim? Și-au luat 6 frați cu el să aibă martori, da? Și când a ajuns la Ierusalim, erau să-l linșeze. Cum a intrat în casa unui netăiat împrejur? Asta era mentalitatea. Imaginați-vă cât de greu te desprinzi de toate lucrurile cu care te-ai obișnuit. Nici nu mă mir, dragii mei, că oamenii nici nu mai aud cuvântul. Ei știu. Au auzit 5 predici și eu știu lucrurile. Ori, ca să te pregătești pentru ce are Duhul Sfânt de lucrat, trebuie să fii gata să dezbraci toate lucrurile pe care le știi. Da? Și să lași cuvântul să lucreze în inima ta. Ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt și veți fi martori din Ierusalim, Iudeea, Samaria, până la marginile pământului. Până la marginile pământului. Oare pentru ce altceva puteau să roage? O pregătire pentru o radicală schimbare de paradigmă care e foarte complicată pentru mințile noastre înguste, dragii mei. Noi suntem ca tramvaiul pe o linie cu lucrurile care ne-am obișnuit, ca să ne mute Duhul Sfânt, uneori trebuie să ne scuture, să trimite o boală peste noi sau să ne ia slujba sau ca să ne poată schimba pe o altă linie. Împărăția lui Israel, Doamne, în sfârșit a venit momentul pentru asta și Domnul Iisus spune, nu, împărăția lui Dumnezeu. Și asta era uriașă schimbare de paradigmă. Și ei se rugau de 10 zile ca Duhul Sfânt să le dea puterea să facă această schimbare. De 16 secole, uitați-vă la famenul etiopian, să bastu drumul din Etiopia până în Ierusalim, să te întâlnești cu Dumnezeul cerului și al pământului. Îl vrei pe Dumnezeu? Veniți la noi, da? Îl vreți pe Dumnezeu? Aici. Ce stradă e? Ce număr e aici? Aici e casa Domnului, aici. Well, cum ar fi să sară în aer casa asta? Ar muri biserica? Nu. Și în catacombe, dragii mei, și în China comunistă, biserica a crescut cu rapiditate extraordinară pentru că au priceput ce s-a întâmplat în ziua de Rusalii. De azi înainte, voi veți merge la ei, nu ei vor veni la voi. Pentru asta, numai Duhul lui Dumnezeu îți poate pregăti predica la inima. Și eu cred că ăsta era unul din motivele pentru care de 10 zile stăruiau într-un cuget în cereri și rugăciuni ca să se împlinească ce le-a spus Domnul Iisus în camera de sus. Dacă veți mă iubiți și veți păzi poruncile mele, va veni Duhul lui Dumnezeu. Doamne, vrem să fim gata pentru venirea Duhului Tău peste noi. Pentru ce puteau stărui în rugăciuni și cereri? Pentru pilda talanților. Gândiți-vă, l-au văzut plecând și știau că va veni. Le-a spus înainte. Oare când va veni? Voi fi între cel care a îngropat talentul în ștergar ca să-și rezolve deșertăciunea lumii acesteia? Sau voi putea veni cel puțin cu încă 2 lângă cei 2 care i-am primit? Sau încă 5 lângă cei 5 pe care i-am primit? Pentru că voi da socoteală stăpânului meu. Voi da socoteală stăpânului meu. Pilda talanților.
puterea de a accepta schimbarea de paradigmă. Schimbarea de paradigmă. Puterea de a-mi pregăti inima pentru misiunea împărăției. Pentru misiunea împărăției. Fapte, capitolul 1, versetul 14. Dar este celălalt text din Luca, capitolul 9, versetul 13. Dați-mi voie să zugrăvesc contextul. Domnul Iisus este interpelat de unul din învățătorii legii, un tânăr, puțin îngânfat, tocmai își luase doctoratul și avea și foarte clară concluzia lucrării lui. Doamne, ce să fac să moștesc împărăția cerurilor? Ce scrie în lege? Oh, Doamne, eu știu pe din afară, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, toate în toți. Bine, fă așa. Și el este prins în laț. Și Domnul Iisus îi spune pilda cu... Dar cine este aproapele meu? Și el dă pilda cu cel căzut între tâlhari. După care trage funia de la gura sacului. Du-te și fă și tu la fel. Dar imediat după aceea ai povestea cu Maria și Marta, pentru că în Evanghelii se înlănțuiesc tablourile. Și dacă vrei să pricepi, nu poți lua doar o pericopă, ci trebuie să te uiți la felul în care construiește expoziția Duhului Dumnezeu. Maria și Marta, Domnul Iisus pică într-o casă cu 12 bărbați flămânzi. Maria, când vede, îi primește cu bucurie în camera de zi, nu știu cum arăta camera lor de zi, se așează între bărbați, iar Marta vine la Domnul Iisus. Doamne, nu-ți pasă că la sora mea mă lasă să se singură? Uite aici câte guri flămânde. Și Domnul spune, Marto, Marto, cu multe lucruri te frămânzi tu, un singur lucru trebuiește. Stați și m-am oprit și am zis, un singur lucru trebuiește. Trebuiește pentru ce? Maria și-a ales partea cea bună? La ce? Povestea te lasă cu gura căscată, pentru că nu știi răspunsurile. Dar urmează tabloul următor. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre. Aha! Cum a început toată povestea? Ce să fac să moștenesc viața veșnică? S-a sculat să-l ispitească pe Iisus. Domnul Iisus a zis, văd că de mine n-ai nevoie, te-ai sculat să mă ispitești, ai crezut că acum tu le știi pe toate, împlinește ce zice legea. Așa a început povestea. Acum încep să înțeleg. Maria și-a ales partea cea bună, care nu îi se va lua, pentru că stă la picioarele singurului care poate să-i dea viața veșnică. Dragii mei, Dumnezeu nu dă viața veșnică pe ochi frumoși, ci pe merit. Și singurul care a meritat-o, judecat la sânge, a fost întrupatul său fiu. Și cine are pe fiul, are viața. Cine n-are pe fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Dar după rugăciunea Tatăl nostru, vine o pildă. E seara, e târziu și cineva bate la ușă. Zice, nu mă deranjați, copiii mei în pat. Și bum, bum, bum. Omul avea pâine și merge la vecinul lui și cere pâine și ăla nu vrea să scoale. Până la urmă insistă și dă pâinea și Domnul Iisus încheie așa. Dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Vă las pe dumneavoastră să citiți textul și să găsiți în text, în toate înșiruirile tablouri, singura cerere în baza căreia Dumnezeu dă Duhul Sfânt. Și dați-mi voie să vă spun că eu n-am găsit decât una singură. Una singură. Și aș vrea să o cerem împreună. Citiți cu mine. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, căci a ta este, și nu ne duce pe noi în ispită, ne izbăvește de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin.
cererea tip în baza căruia Dumnezeu dă Duhul Sfânt. Nu cât strigi, nu cât stăruiești, ci cât de adevărate sunt cuvintele astea pentru tine în gura ta și în gura mea. Dar întrebarea este ce-am rostit. Dragii mei, ne-am refocalizat relația pe coordonatele cardinale ale ei, relația cu Dumnezeu. În primul rând am zis, îți aparțin ție, Doamne, în întregime, m-ai cumpărat cu prețul scump al sângelui Fiului Tău, nu mai sunt al meu de acum, sunt al Tău. Da, trăiesc în trup și am nevoie de pâine și de o slujbă și de sănătate și de... Da, Doamne, toate astea le primesc din mâna Ta, depind de Tine în întregime. Căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și neprienirea Lui și mâncarea și îmbrăcămintea vi se vor da pe deasupra. Și eu sunt martor. Am fost tânăr și am îmbătrânit, n-am văzut pe copiii Lui Dumnezeu părăsiți nici pe copiii Lui cerșindu-și pâinea. Sunt martor, dragii mei, viața mea. Și apoi, dacă mi-am refocalizat relația, știu că îi voi da socoteală într-o zi pentru orice cuvânt nefolositor pe care vor fi rostit. Dacă asta este realitatea vieții mele, numai Duhul lui Dumnezeu îmi poate da puterea să trăiesc în lumina acestor adevăruri. Să mă pot dărui lui Dumnezeu, să nu uit că nu El este în slujba mea, ci eu în slujba Lui. Să depind de Dumnezeu, dragii mei, nu de înțelepciunea mea, dând de încoate, călcând în picioare pe oameni pentru o brumă de salar. Nu! Eu nu mă duc la lucru pentru bani. Mă duc să-L onorez pe Dumnezeu. E treaba Lui să-mi dea pâinea. Wow, dar e o poveste complicată, nu-i așa? Iar atunci când ești prins la colț într-o lume strâmbă și așa de ușor ispitele ți se vâră pe sub ușă, să-ți aduci aminte că va veni o zi când totul va fi adus la judecată, fie bine, fie rău, tot ce este ascuns, totul. Cum să-mi trăiesc viața de dragul lui Hristos, onorându-L pe Hristos? Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în vecii vecilor. Amin. Dragii mei, eu nu cred că există o altă cerere la care să răspundă Dumnezeu, oferindu-ne Duhul Sfânt? Oare pentru ce altceva puteau să stăruiască de 10 zile ucenicii, vă întreb? Pentru ce altceva? Dacă ei nu puteau nici grăbi, nici întârzia, nu ținea de ei, dragii mei, ci ținea de desfășurarea planurilor lui Dumnezeu ziua cincizecimii. Rugăciunea are menirea să ne acordeze inima și umblarea cu planurile la lui Hristos. La planurile lui, nu? Pe El la planurile noastre, ci pe noi la planurile Domnului Iisus Hristos. Dacă deschid un pic perspectiva asupra întregii cărți a Faptelor Apostolilor, uitați-vă la tema centrală a acestei cărți. Expansiunea triumfală și plină de bucurie a Evangheliei împuternicită de Duhul Sfânt. Expansiunea triumfală și plină de bucurie. Uitați-vă cum începe cartea, versetul 8. Veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt. Dar ce să facem cu ea? Dragii mei, puterea lui Dumnezeu se dă pentru împlinirea planurilor lui Dumnezeu, nu pentru bucuria mea personală. Eu sunt împlinit doar în măsura în care sunt la dispoziția Lui. Dar uitați-vă cum se termină cartea. Pavel în pușcărie. Credeți că pușcăria a oprit expansiunea triumfală și plină de bucuria Evangheliei împuternicită de Duhul Sfânt? În niciun caz. Ultimele două versete din carte. Asta e Fapte 1:8. Și asta este Fapte 28:30. Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toți care veneau să-l vadă, propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică. Fără nicio piedică lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Wow! Nimic nu poate opri lucrarea Duhului Sfânt dacă realmente m-am pus la dispoziția Lui cu tot ce sunt și cu tot ce am. Dragii mei, în Fapte 1:8, ucenicii, biserica a primit un mandat care e mult dincolo de puterile noastre. Mult dincolo. Fără prezența și lucrarea Duhului Sfânt, toată truda noastră este în zadar. Noi nu putem converti nici pe copiii noștri. Stăm la mila lui Dumnezeu pentru mântuirea lor, așa cum au auzit multe rugăciuni în dimineața aceasta. Dar în dimineața asta trebuie să luăm o decizie.
Și decizia asta are de a face cu felul în care gândesc relația mea cu Dumnezeu. El poate fi Duhul Lămpii lui Aladin, care să îmi împlinească nevoile. Și dacă ascultăm cererile noastre la rugăciuni, Doamne dăm, Doamne făm, cam asta este refrenul. Da? Și dacă trăiesc cu vie împărăția ta, schimbate în împărăția mea, imaginați-vă că Duhul lui Dumnezeu n-are de ce să vină peste noi. Singura nădejde este să învăț rugăciunea Tatăl nostru și să trăiesc rugăciunea Tatăl nostru. Și spuneți-mi, când o rostim, când renunțăm la împărăția noastră, ne dăm rob lui Hristos și intrăm în jug alături de Hristos, lua jugul meu asupra voastră, cum minune aș putea să-mi trăiesc viața fără puterea și prezența Duhului Sfânt. Și Dumnezeu cu bucurie revarsă peste mine. Amin. Amin.